Prieteni noroc, Andrei Bolocan mă numesc, urmăriți emisiunea Lumina și astăzi o ediție mai lungă, complexă. Vreau să încerc să fie cât mai apolitică, cât de parte de politică, dar chiar și în acest domeniu despre care urmează să vorbim mai departe, um, și-au băgat unii politicieni mâna și nu doar. O să vorbim despre vaccinare, procesul de imunizare în Republica Moldova, mituri, întrebări, răspunsuri. Chiar astăzi Republica Moldova înregistrează 1753 de cazuri, noi de infectare cu COVID-19. Și pentru mulți dintre noi aceste cifre sună de la o zi la alta ca pur și simplu niște cifre. E tare greu emoțional să ne conectăm, să înțelegem ce se întâmplă, decât dacă asta în mod direct ne afectează. Poate dacă ni se spunea la știri că un om este infectat și noi cunoșteam acel om, noi empatizam, noi ne conectam mult mai ușor la aceste noutăți. Dar o să încercăm să găsim un capăt la această lipsă de empatie, probabil la lipsă de conectare și o să încercăm să aflăm mai multe despre vaccin. Eu personal m-am trezit să văd în mine tare mult scepticism, vreau să cred eu sănătos, curiozitate de a afla mai multe lucruri, de a citi din mai multe surse, de a răspunde celor care îmi scriu băi, de fapt este un plan demic, nu este un pandemic, uite că există un plan în spate, uite că s-a inventat vaccinul în laboratorul și ăla, uite Liliacul și ăla a inventat nu știu care virus care ea că urmează să mai apară. Mie îmi place să cunosc și să citesc din mai multe surse, dar vreau să văd argumente. De data asta mergem la o sursă oficială, vreau eu să cred bine documentată, se numește Alexei Ceban, invitatul meu de astăzi. Bună seara, bun găsit domnule Ceban, M-au auziți, mă vedeți? Bună seara, Ok, o să discutăm cu Alexei Ceban, medic epidemiolog de la ANSP, despre vaccin în primul rând. Am o serie de întrebări și răspunsuri despre vaccin, o să vă rog și pe voi să le adresați în comentarii. Emisiunea este una pre preînregistrată, dacă o să descoperă întrebări care încă sunt pertinente și merită să fie adresate, poate mai facem și a doua ediție. Bună seara, domnule Ceban! O întrebare tradițională, moldovenească, cum cu sănătatea? Să putea și mai bine. Să putea și mai bine. Ok, iată, eu am pomenit la început despre aceste noi cazuri de infectare. Dumneavoastră, fiind conectat la asta un pic mai mult decât mulți dintre jurnaliști, mulți dintre noi, cei care citesc titluri de știri și poate mai departe de titluri nu parcurg, cum dumneavoastră vă conectați la drama pandemiei? Că ea există, există medici în spitale care decedează, există oameni care își pierd rude, prieteni, frați, surori, tați, mame cum dumneavoastră reușiți să vă conectați la asta? Sau în profesia pe care o faceți, e bine să vă detașați și să vă faceți treaba? Nu, desigur că nivelul de empatie nici într-un caz nu a scăzut pe această perioadă pandemică, dar chiar a crescut. Am văzut de foarte multe ori, deci prietenii și colegii care lucrează practic 24 din 24, eu numesc întotdeauna 48 din 24, sunt deja practic 200.000 de cazuri în Republica Moldova, o cifră enormă. Sunt peste 4.000 de decese și chiar astăzi avem peste 30 de decese. Mai tragic nu poate fi, mai ales în contextul în care, deci, practic, sistemul medical este supus unei presiuni enorme. Dacă până acum am spus că suntem într-o situație alarmantă, nefavorabilă, acum suntem chiar supuși unei presiuni extraordinare din partea deci atât a sistemului medical-spitalicesc, cât și cel primar, cât și cei țin de supraveghere. Totul depinde de noi și noi am demonstrat în numerate rânduri că putem fi mult mai răi decât am crezut. Adică și răi la capitolul incompetență? Adică Sau? la păstrarea măsurilor, Aha. la cei ce s a impus din numerate rânduri cumva pentru a scoate din presiunea sistemului medical. Dar câteodată noi spunem prea mult despre sistemul medical, aici merge vorba de uh, oameni, uh -huh. merge, este vorba de uh, vieți omenești, în primul rând. E interesant că presiunea se schimbă dacă de la stat la stat. Dacă stai și asculți noutățile de aici din provincia Quebec, Canada, foarte des și cel mai puternic accent se pune pe sistemul medical. Lipsă de paturi, supraîncărcarea sistemului medical. După aia se vorbește despre empatia directă și hai să nu infectăm pe cei care sunt în grupa de risc, să ne purtăm responsabil unul cu altul. În Moldova, care ar fi motivul numărul unu pentru care ar trebui să sune această alarmă a responsabilității? C -c 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 Cred că ambele. Nu, nu ar fi corect cumva uh -huh. să punem accent pe, pe unul și altul. Suntem practic la limite, adică la limită chiar și ceea ce ține de noi ca, ca medici și la limită ceea ce se întâmplă în societate. Nimai vorbind și de factorile economice, când noi înțelegem că la fiecare argument al nostru desigur intervine și acest factor de, de bani și okay. de serviciu, pentru că mulți Uh, au stat, de exemplu, în, uh, în timpul izolării uh, și cumva au spus că nu avem surse de supraviețuit, uh, cumva am trecut la un alt nivel și am spus că e ok, dar hai să păstrăm măsurile. Uh, am ieșit, nu am păstrat măsurile și suntem iarăși în colaps. Domnule Ceban, câți oameni avem deja vaccinați astăzi, în clipa în care înregistrăm, pe 10 martie, în Moldova? Avem 8116 de persoane vaccinate. Cu prima adice, doză de velo... vaccin. Da, cu o singură doză de vaccin, adică ar fi 0 întreg și 20% din populație. Câte procente mai e nevoie ca să spunem că s-a terminat pandemia, ne întoarcem la festivaluri, nunți, nu doar mese rotunde? Cifra cu care operăm acum este o țintă națională și este cea a, a, pus ca minimum care trebuie să fie atins este de 70% uh -huh. și ea diferă independență de infecție. Cu toate că, chiar dacă avem încă 69,8% ca să atingem această țintă, avem un drum lung de parcurs, nu cât pentru țara noastră, dar cât și pentru întregul glob pământesc. Pentru că, pentru a opri răspândirea pandemiei, avem nevoie de vaccinarea a tuturor. Deci nu a celor din uh, Canada, din okay. state sau din Israel, dar chiar și din Republica Moldova sau alte state. Noi deci este o țintă internațională. Noi putem la această etapă să spunem, Iată, nu știu, vă dau exemplu meu personal, nu știu dacă asta contează. Uneori eu pe pagina Lumina fac video legate de actualitate și se întâmplă o noutate, eu mă apuc să documentez o informație sau altă despre un politician, o afirmație și până mă apuc să scriu un text și să fac materialul să fie gata, știrea și pierde din actualitate, ea devine poate altceva sau o replică altui politician devine mai populară decât prima replică și toată munca mea nu mai are rost să fie continuată, eu trebuie să-mi schimb Iar ul ea Are rost la această etapă să spunem că Moldova um, sau cum se spune, să zicem că luăm două curbe, da? O curbă este de metamorfoză acestui virus, da? Și continuă schimbări, continua schimbare și găsătul de tulpini, și altă curbă este viteza cu care moldovenii vor fi vaccinați. Are rost să spunem, băi, dar stai o leacă, hai să așteptăm să vedem cât tulpine să fie și cu virusul ăsta și poate după asta ne apucăm să ne vaccinăm. Pentru că dacă Moldova mm. în 2 ani o să vaccineze 70% de populație, dar noi în doi noi o să mai descoperim foarte multe informații despre acest virus și variații ale lui. Mai are rost să spunem că trebuie să continuăm vaccinarea? Înțelegeți? Că noi, noi, ca stat nu suntem izolat și ceea ce se întâmplă la nivel internațional ne afectează direct și pe noi. Foarte corect spus. Deci tot ce se întâmplă trebuie să se întâmple rapid în pandemie. Adică răspunsul trebuie să fie unul prompt, și accelerat. Asta și încercăm să facem, cu toate că știți că noi suntem defavorizați în unele lucruri la accesibilitatea de vaccinuri. Mai sunt și alte state ca noi, okay. dar desigur sunt și state în alt dezvoltate și dezvoltate care și-au permis luxul de a avea deci un, un număr mai mare de doze. Noi încercăm să facem tot posibilul ca aceste doze să fie cât mai urgent disponibile pentru a nu ajunge la cele discutate cu dumneavoastră, și mai ales la afirmațiile care ați spus că să ajungem într-un punct în care să spunem nu ar mai e mai bine să, să ne mobilizăm mai bine, dar încercăm să facem și imposibil acum. Ok, De încă nu putem spune că suntem la etapa desperados, încă mergem pe calea cea bună. Nu, încă suntem la etapa în care trebuie să mergem în forță și nici okay. într-un caz fără dispera trebuie să excludem cuvântul de disperare. Haideți să vorbim despre vaccin propriu -zis. Iată, prima întrebare este una personală, dacă vreți. Uh, poate vă regăsiți și dumneavoastră, că cred că avem vârste similare, apropiate. Iată, eu am 30 și ceva de ani, fac 14 flotări, uh, nu beau mai mult de 8 beri pe săptămână, mă sunt foarte sănătos, potent. De ce să mă vaccinez, dacă nu sunt grupul de risc? De ce aș face eu? Fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă că chiar dacă suntem perfect fizic sănătoși, Ducem un mod sănătos de viață, noi suntem supuși riscului de a face o formă a bolii. Și nu întotdeauna cea ușoară și moderată, de care întotdeauna spunem noi că persoanele tinere fac acest tipuri de forme. Dar noi cazurile avut astea că... sunt extraordinar de, de rare ca să-i facă uh, pe oameni să rezoneze și să gândească da, la. Da, și asta vreau să ajung la câteva argumente. Deci, asta ar fi primul: că chiar persoanele uh, tinere pot face o formă gravă și avem înregistrate și decesuri printre rândul tinerilor. Al doilea argument este simplu. Deci dumneavoastră supuneți riscul persoanele dragi și persoanele care nici nu le cunoașteți prin transmiterea virusului. Chiar dacă faceți o formă asimptomatică, dumneavoastră puteți infecta foarte mult lume din jur, deoarece sunteți foarte activ. Dar virusul e nu asta mă păzește de infectare. Virusul mă păzește de simptome, nu mai mai grave, de spitalizare eventuală sau de cazuri. Deci, trebuie să înțelegem foarte bine că virusul, odată pătruns în organism, se multiplică în căile respiratorii. Atunci când vorbim, când strigăm, când cântăm. Când tușim, okay. atunci are loc și dispersarea aerozolilor în care duci la infecția altor persoane. Am, am vrut și să spun asta... vaccinul, probabil am greșit. Da. Zic, vaccinul nu ne protejează de la infectare. Nu? Noi putem fi infectați și noi putem transmite. Chiar cu vaccinul da. noi. De, de ce noi am spus că, chiar odată fiind vaccinat, trebuie să ne, să ne protejăm în continuare? Okay. Doar atunci când vom atinge acea limită de imunitate colectivă, atunci riscul va scădea foarte mult pentru a transmite acest virus. Spre exemplu, Statele Unite ale Americii sau CDC-ul a publicat niște recomandări, unde, dacă sunteți vaccinat și vă întâlniți cu familia, Puteți să nu purtați mască într-un grup restrâns, dar totuși, când sunteți într-o situație de aglomerare, dumneavoastră sunteți nevoiți a păstra această mască, deoarece virusul, chiar dumneavoastră fiind vaccinat, poate pătrunde din căile respiratorii și pe o perioadă scurtă de timp dumneavoastră puteți transmite acest virus. Dar aceasta totul este valabil doar până când ajungem la imunitatea colectivă. Și atunci putem puțin să ne relaxăm asupra totul ce se întâmplă în jur. Dacă ar fi să comparăm pe cei care trec asimptomatic, la care infecția evoluează asimptomatic versus cei care sunt vaccinați, putem să comparăm cumva capacitatea de răspuns a sistemului imunitar a unei versus alte? Există suficiente date la, la acest capitol? Deci cei asimptomatici și formele ușoare au, produc un titru foarte mic de anticorpi. Okay. Ce și presupune și un nivel de imunitate mai scăzut. Cei care sunt vaccinați au un nivel de protecție mult mai înalt, chiar și față de cel care face o formă mai gravă și are, după manifestarea acestei boli, o imunitate mai durabilă și mai sustenabilă, dar acesta este doar pentru 3-6 luni, independență, sunt diferite studii, încă se, se fac studiile la acest capitol. Dar cu certitudine pot afirma că imunitatea post este una mult mai slabă, slabă decât cea de după vaccin. Ok, deci dacă noi am avut persoane publice, politicieni care au spus că având anticorpi, probabil nu se vor vaccina. Dar um, infectarea deci, nu este un, o contraindicație la vaccinare, da? Deci, într-un caz, fiecare persoană este eligibilă, chiar dacă a făcut boala COVID-19, poate fi vaccinat. Și acesta ar fi un argument. Foarte, pentru că dumneavoastră deja având careva anticorpi și administrând vaccinul veți avea o imunitate mult, mult mai mare decât decât alte persoane. Cu toate astea, lucru care la fel este cert, din câte eu înțeleg acum, există la fel de mare risc de transmisie a virusului, chiar dacă ești vaccinat. Riscul este unul mic. S-au făcut studii în care s-a demonstrat că deci scade riscul de transmitere a virusului cu practic 67%-70% uh -huh. pentru persoanele vaccinate. Dar vreau să menționez un lucru. Noi avem acum 300 de milioane de persoane vaccinate în lume. Okay. Se fac multe studii și acestea au fost inițiate în luna decembrie. Trebuie să mai așteptăm puține date și vom putea afirma. Acum vorbim despre date preliminare, dar care spune că se reduce riscul de transmitere uh, pentru persoanele vaccinate. Dar ca să înțelegem o chestie, logistic vorbind, oamenii au fost vaccinați, după aceea cei care fac aceste studii clinice așteaptă ca oamenii vaccinați să fie infectați, nu? Da. Asta înseamnă că s-ar putea ca din 600-6.000 de oameni vaccinați, 5.900 să fie atenți și doar 100 să fie să, să nu fie atenți sau nu știu cum să se îmbolnăvească. Dumneavoastră ați interpretat puțin sau metodologia cum? studiilor deci, din într un alt punct de vedere. Clasic vorbind, deci metodologia presupune deci colectarea tamponelor nazofaringiene a persoanelor vaccinate pentru o durată foarte scurtă. Adică la câteva zile se colectează un tampon și se observă dacă este prezent acest Aha. virus și se compară cu un lot de persoane care nu au fost vaccinate. Atunci, comparând aceste loturi, s-a demonstrat că persoanele vaccinate deci, au fost cu 70% mai puțin decât cele care nu au fost vaccinate. Okay. Adică descrește riscul de transmitere și eu cred că noi o să ajungem și la un procent mai mare. Ok, deci putem spune că deocamdată studiile sunt preliminare, nu au durat foarte mult din decembrie și demonstrează că oamenii cu vaccin ar transmite la o rată mai mică virusul decât da. cei care sunt infectați, propriu zis, cu boala și nu sunt vaccinați. Cu studii. Cei care au dezvoltat asimptomatic sau la care s-a dezvoltat boala asimptomatic au o cantitate mai mică de anticorp decât cei care au dezvoltat cazuri mai grave, da. dar iarăși nu e contraindicație nici pentru unii, nici pentru alții să se vaccineze. Chiar și îi îndemnăm să se vaccineze. Ok, asta am înțeles. Dar iată, acum, dacă ajungem la chestia asta cu transmisie, netransmisii, Ce credeți mea, despre discuția apropo de pașaportul vaccinării? Pentru că discuția la nivel mondial implică deja, am văzut în, în state cel puțin sau în, în vest, se implică și filozofi și oameni care se ocupă de bioetică, oameni care spun că, uite, am discriminat pe cei care, să zicem, Moldova. Ar fi pus pe picior egal cu un Israel. Israel, unde rata de vaccinare e super înaltă, și Moldova, unde cineva a întârziat să facă contracte de achiziție anul trecut. Cum vedeți dumneavoastră această discuție? Personal? Da. Deci, personal pot spune că certificatul de vaccinare este total diferit de pașaportul de vaccinare. Aici okay. primim noi, după vaccinare, este un certificat care să ne amintească nouă despre doza 2, pentru a ne vaccina cu doza 2. Doi la mână este pentru evidența medicală, adică de prezentare pentru certificatele ulterioare către lucrătorii medicali. Și trei, deci există o posibilitate în cazul în care dumneavoastră puteți demonstra că ați fost vaccinat, în cazul în care se întâmplă careva schimbări în acest sistem. Organizația Mondială a Sănătății și alte autorități solidi în sănătate, încă nu recomand acest pașaport de vaccinare din diferite motive, unele dintre dumneavoastră care le-ați enunțat dumneavoastră. Alții, pe de altă parte, încearcă maxim posibil să oficializeze acest pașaport de sănătate pentru a deschide căile deci, turistici și economice. Mm -hmm. Și la asta lucrează foarte mult și unele state ca... Deci, Emiratele Arabe Unite sunt, sunt interesele pentru a avea o societate protejată, dar, desigur, că nu, au, nu sunt luate riscurile adiționare. Ce, ce ați menționat dumneavoastră despre că cineva a uitat, spre exemplu, de procurările de vaccin de, de la noi din țară, vreau să comentez aici puțin noi din luna deci iunie iu, din luna iulie mai precis, suntem la discuții referitor la vaccin COVID-19. Adică discuții din, cu, cu cine? Am, noi discutăm mai mult pe platforma Covax, okay. deoarece ea ne facilitează accesul la vaccinuri. Noi nu suntem deci interesați sau producătorii nu sunt cointeresați de noi, deoarece avem un număr de populație foarte mic și nu prezentăm acel interes ca oricum ar fi Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ce a făcut? A procurat deci vaccinuri pentru toate țările membre a Uniunii Europene. Bun. Sau Canada. Canada, după câte țin minte, a securizat doze pentru mai mult de 100% din populație. Da. Sunt state, desigur, și cu potențial financiar, dar și s-au expus aportul în producerea vaccinului cei ce le-au facilitat din start să fie primele state care și... recepționează acest vaccin. De exemplu, argumentul în cazul Israelului, da, care e un stat nu foarte mare în comparație cu Moldova, de trei ori populație mai mare, da. ei de ce au reușit să aibă atâtea 27 de contracte cu producătorii? Au, deci ei au achiziționat vaccinul la un preț mai mare ca alte state. Deci ei au propus producătorului un preț mai mare? Un preț mai mare uh -huh. și substanțial, deci, în procente vorbind, eu i-aș spune substanțial. Noi am fost asigurați că, prin platforma COVAX, vom fi asigurați cu vaccin echitabil, cu cele 20% pentru populație gratuit deci... și încă 30% din banii noștri. Unul adică din argumentele. Da, încheiați gândul. Și, în același timp, Deja Republica Moldova inițiază uh, diferite discuții Ce ar fi dacă să procurăm uh, prin contracte uh, cu alți producători uh -huh. Și intervin foarte multe detalii uh, Cum ar fi aprobarea vaccinurilor Noi acceptăm oricare vaccin uh, să vină uh, în Republica Moldova După care uh, să fim acuzați că nu am luat, spre exemplu, niște vaccinuri autorizate uh, Cum au făcut alte state uh, deci, și atunci era mult prea devreme pentru aceste discuții, pentru că distanța până la aprobarea acestor vaccinuri era una foarte lungă. Și dacă noi cunoșteam că avem vaccinul AstraZeneca, Pfizer și Moderna, care vin spre aprobare cu pași rapizi pentru celelalte vaccinuri, vedeți că doar acum începe aprobarea lor. Și este într-un fel riscant de a achiziționa aceste vaccinuri, dar în același timp este riscant de a nu a întreprinde măsuri ca la urmă să rămâi neacoperit. Și am mers pe acele filiere, COVAX și acordul bilateral. În luna ianuarie și februarie am ținut foarte multe discuții, atât și cu Pfizerul, cu Moderna și cu vaccinul AstraZeneca de pe platforma COVAX. Ok, deci da, acum aceste discuții deja erau luate în serios, eu vreau pur și simplu, să ajung la acest argument de noi suntem piață mică, noi nu eram luați în serios de mari producători și o unica metodă prin care Moldova discuta despre vaccine era printr-o platformă internațională a OMS-ului, COVAX, da? care da. ne facilita nouă dialogul și accesul la vaccin. Am înțeles. Acum deja avem acces la acești producători, acum deja suntem interesați pentru ei. Sau mai este argumentul ăla care nu, anul trecut era suntem, cu... Deoarece noi le-am propus din start o cantitate de doze mai mare. Ei ne-au relatat că sunt limitați în producere și okay. nu pot livra astfel atâtea doze pentru noi. Acestea au fost argumente atât de la Moderna cât și de la Pfizer, dar ne-au științat diplomatic și politicos că revin cu careva detalii și ofert. După, după aceste discuții am revenit cu discuțiile iarăși cu Pfizer și aveam careva deja progrese, dar nu vreau să le relatez okay. acum, atât cât nu am nici datele preliminare despre cantitatea de doze care va putea fi livrate. Încă un argument anul trecut apropo de Pfizer, care era una din un, un, vaccin care necesita, nu știu, cheltuieli mai mari pentru frigidere și păstrare, condiții mai ultra joase, cum spune, ultra chain, da. Exact. Uh, unul din aceste argumente era enunțat anul trecut. Fosta ministră spunea că noi nici nu putem visa la Pfizer pentru că nu putem să ne permitem să-l stocăm. Acum Agenția Medicamentului spune că noi de fapt avem o capacitate de 140.000 de litri sau nu știu cât frigidere. Asta s-a întâmplat... Deci, nu, no, Agenția Medicamentului, ANSP-ul. ANSP-ul a ok. Puteți să ne explicați cum noi... s-a întâmplat asta? Fosta ministră, anul trecut, prin octombrie sau nu știu când, spunea că e un vis pentru noi și la distanță de câteva luni noi deja am procurat acest frigider. Anul trecut nu se știa că noi putem uh. cumpăra acest frigider și semnăm contractul cu Pfizer? Nu, au fost deci, argumentele aduse și de pe platforma internațională și a specialiștilor de la nivel național, deoarece am fost informați că pentru vaccinul Pfizer acesta nu va putea fi inclus pe platforma COVAX, adică să fie achiziționat pe platforma COVAX și ne-au îndrumat să facem deci, toate prioritățile Uh, pentru uh, vaccinurile care ar fi sustenabile pentru lanț frig, cu toate că Republica Moldova, cum ați menționat, uh, sunt capacități de uh, lanț frig la temperatura de minus 60-90, minus 140.000 de doze, da. care a spus dumneavoastră. În total acum la NSP avem 200.000 de doze, adică spațiu pentru 200.000 de doze de Pfizer și adițional 600.000 de mii de doze pot fi activate în mai puțin de 24 de ore. Sunt frigiderile, doar acestea trebuie a fi activate. Până ajunge vaccinul, adică de la tratative, atunci când semnez aceste acorduri și achiziționare, parcurge o distanță mult mai mare și noi putem să ne asigurăm acest proces pe interior. Și deja către luna decembrie noi am enunțat și interesul față de, de vaccinul Pfizer pentru că am, am, văzut un lucru foarte interesant. Deci totul ceea ce a fost promis la nivel chiar internațional și dumneavoastră singuri ați văzut acest lucru, că s-a promis atâtea milioane de doze pentru Uniunea Europeană. Okay. Atâtea vor fi disponibile pentru astea țări. Și la un moment dat au spus băieți, ne cerem scuze, la noi capacitatea de producere pare a fi mai puțin mai limitată decât cele prognozate. Și aici au venit conflictele. Am vedere în conflictele, în negocieri. Ok, și asta înseamnă că oricum nu putem să scoatem din ecuație un interes comercial al producătorului care va opta pentru un Israel care oferă un preț mai mare, o Canadă care cere 30 de milioane de doze încă din luna mai... Așa că Moldova e un pic la coada acestui clasament. Dar putem vorbi uh, despre ceea ce avem noi acum? Noi avem un singur tip de vaccin, AstraZeneca. Da? AstraZeneca. El, uh, da, el are o efic eficacitate mai proastă uh, demonstrată din studii decât cea de la uh, Pfizer. Corect uh, deci, mi uh, if I'm uh, wrong. Prim wrong. Prim, primul moment este nu eficacitatea eficacitate mai proastă, pentru că noi avem la vaccinul AstraZeneca și la vaccinul Pfizer 100% protejare împotriva formelor grave și deces. Ok. Deci, obiectivul numărul unu pentru mine ca specialist și ca dumneavoastră, ca comunicator, este de a înțelege că pentru noi este important a exclude maximal uh, mortalitatea uh -huh. și formele grave, adică presiunea asupra sistemului medical. Atunci, și ce înseamnă procentul 95%, 87%, ce înseamnă acest procent? Atom, uh, deci, pentru uh, uh, formele ușoare și prevenirea, în general, uh, Cazurilor de, de boală sunt pentru vaccinul Pfizer anunțate de 95%, în urma două doze, okay. și pentru vaccinul AstraZeneca de la 60% la 90%. Și aici apare întrebarea de ce este acest range mare sau decalaj. Deoarece în ultimele studii s-a demonstrat că dacă doza numărul 2 este administrată la un interval de peste 8 săptămâni până la 12%. Acesta parte crește peste 80%. Și, asta este argumentul de ce atât de mult variază. Plus, inițial, în studiile care au fost efectuate, au fost efectuate de diferite, să spunem, site-uri da? sau centre științifice okay. care au avut puțin metodologii diferite. Dar acum vom putea vorbi cu date reale, deoarece Marea Britanie vaccinează de mult cu AstraZeneca și vin cu date de la zi la zi care sunt schimbătoare, practic toate vaccinurile aprobate au o eficiență destul de înaltă pentru a preveni COVID-19. Dar prima și cea mai importantă este prevenirea formelor grave și decesuri la 100 la, de 100%. Și AstraZeneca asigură asta la 100%, conform studiilor clinice, da? Da, Ok. De ce atunci unele state preferă, de exemplu, să se refere la AstraZeneca ca la un vaccin nu pentru oameni de peste 65 de ani? Unele state chiar au refuzat să-l dea pentru cei peste 55 de ani. Moldova da, nu a avut a fost, un, un, o politică în acest sens. Moldova o să a dea la toți, da? Nu, acestea au fost afirmațiile de până la data de 10 februarie. Okay. În care. Deci erau cunoscute doar detalii. Privind 24.000 de persoane care au fost înrolate în studiile clinice. Eu, eu exemplu, am. Britanie, eu o să vă trimit, poate mai târziu, în privat sau poate o să arăt. Acum nu găsesc, dar canadienii săptămâna trecută discutau despre asta. Ei încă nu l, nu -l dau mm -hmm. la o scară atât de largă ca Moderna și Pfizer, dar uh, sunt, sunt rezervați apropo de cei peste 65 de ani. Da, și eu pot să vă transmit, de exemplu, comunicatul de la Comitetul Global pe Imunizări uh, a oms ului în care au indicat pe 10 februarie că grupurile țintă, adică vârstele țintă, pot fi extinse de la 18+, plus, adică fără limite de vârste. De ce? Pentru că Marea Britanie folosește vaccinul. Prima țară în care a folosit vaccinul la AstraZeneca a fost Marea Britanie okay. și nu a folosit nicio limită de vârstă și au datele din teren cu milioane de persoane vaccinate în care s-a demonstrat că este eficient și pe, pentru persoanele cu vârsta de 65+. plus. Deci noi ca țară avem un comitet Național de experți în domeniul imunizării și mai avem careva comisii de specialitate care s-au expus foarte mult asupra acestui subiect Deoarece a fost foarte tricky. Sau cum, deci unele state spuneau 55 de ani, unele 60, 65. unele 65, unele 70 Și în acel moment a venit și această recomandare, deci nu avem limite de vârstă la vaccinul AstraZeneca ce credeți despre medicii din Lunga, Găgăuzia, care au refuzat să se vaccineze cu AstraZeneca? Atâta timp cât, în momentul în care ei scriau această scrisoare despre AstraZeneca, părerile erau uh, mult mai puțin bune decât despre celelalte vaccinuri pe care noi încă nu le aveam în țară. Și eu vă întreb asta în contextul în care eu personal am urmărit prietenii mei ostracizând, o radicalizând această situație. Uh, cu toate că eu ne fiind medic, ne înțelegând sau ne simțind greutatea pe care, are o, pe care o poartă un medic pe umerii lui, mai ales în timp de pandemie, nu înțelegeam de ce nu li se dă șansa medicilor pentru îndoială, pentru rezerve. Asta dacă excludem toată biogeopolitica din Moldova. Iată, noi avem un, un, un grup de medici care refuză unicul vaccin pe care deocamdată îl avem pentru că au rezerve. Nu ne întrebăm acum câți din ei sunt peste 65 de ani sau nu, dar ce credeți dumneavoastră? Cum trebuie să reacționeze societatea sau uh, comunitățile medicale, apropo de cadre medicale care refuză să fie vaccinați nu, cu un timp de vaccin? Nu vreau, nu vreau să judec acum uh, acești medici, dar nu am văzut semnăturile lor care ar fi refuzat. Am văzut doar o semnătură uh -huh. uh, pe această scrisoare și asta foarte mult spune. Uh, deci medicii care au uh, cunoștințe în domeniul medical uh, acceptă cu cea mai mare bucurie vaccinul ca măsură de prevenire. Cei care ezită o fac poate din considerentele că au careva îndoieli referitor la o sursă de informare sau doi. Și noi întotdeauna îi îndemnăm spre OMS, okay. spre, deci, studii științifice solide și aceștia își recapătă încrederea și se vaccinează. Deci nu avem refuzuri categorice la vaccinare. Avem doar acel moment de care vorbeam inițial, ezitarea la vaccinare. Deci el este caracteristic câteodată și pentru lucrătorii medicali. Dar pot să vă dau un exemplu. Spre exemplu, Spitalul Raional Soroca. Le-au fost repartizate 220 de vaccinuri în prima tranșă, pe data de 2 martie, și deja la finele date de 4 martie, aceștia finalizase toate dozele de 220, toate dozele. Spitalul Renal Rezina. Deci sunt 13 teritorii care au finalizat dozele în decursul la 2-3 zile. Asta, adică, a, asta e asta prea repede conform noastră, să mi să mai. Sau... Eu eu sunt foarte bucuros okay. că au avut o acceptabilitate și o organizare foarte bună. Dar mai sunt spitale, Ce? mai sunt uh, centre medicale care au o ezitare în acest sens în Moldova. Cadre medicale da, care refuză. Sunt uh, sunt uh, deci spitale în care sunt chiar foarte mari și nu poți organiza procesul într-o zi, două, trei, pentru a-i vaccina. Sunt foarte multe turi, sunt foarte mulți, mulți factori, adică persoane din diferite uh, regiuni. înțeles. Dar refuzuri, ați uh, documentat până acum, în afară de deci cele? Ref, deci refuzuri nu, pot spune doar de ezitări. Okay. Deci ce ce, ce poți documentezi acum. Asta s-a înregistrat și în alte state. Vorbeam recent despre cei ce s-a întâmplat în Quebec, despre cum timp de trei luni de vaccinare procentul s-a redus de la 57 de din medici acceptau să se vaccineze în prima linie imediat cum apare primul vaccin disponibil. Acum s-a redus până la 76, adică 24 de procente sunt între, mai rămas. da, care care ar ezita. Dar, în dar mare parte -a, îndre, care a fost problema, a fost problema că comunicarea noastră, deci toate argumentele aduse că personalul medical care a avut infecția COVID-19 trebuie a fi vaccinat. Și deseori aud argumentul, păi eu am anticorp, cel care a spus și dumneavoastră inițial. Deci, nu, deci chiar având trecând prin boala COVID-19, trebuie să ne vaccinăm pentru a avea un răspuns imun mai bun la următoarele pericole care ne așteaptă. În general, vorbind de Republica Moldova și de scepticismul, ezitarea asta apropo de vaccin, am o statistică pe care v-am citit-o anterior, înainte de emisiune. În ultimii patru ani în Moldova au fost administrate 4,5 milioane de doze de vaccin. Aici vorbim de vaccin antigripal și de alte tipuri de vaccin pentru alte infecții, Sunt vaccinurile din Programul Național de Imunizare, RUJUOLA, ROR sau MMR în engleză, DTP, deci toate vaccinurile administrate. S-au înregistrat în ultimii patru ani 454 de reacții adverse, moderate și severe, dar care au fost tratate cu succes în scurt timp cu toate astea, cât de sceptică este Moldova, în general vorbind, apropo de vaccin, puteți să ne situați, internațional vorbind, nu știu, între Brazilia și Statele Unite undeva, sau cum suntem noi acum, apropo de scepticism și neîncredere? Și dacă ați putea să dezvoltați un pic uh, tema motivelor acestei neîncrederi. Este vorba de neinformare sau proastă informare, dezinformare? Poate sunt motive religioase care stau la bază. Da, practic, deja le, le menționați suntem undeva plasați la mijloc, eu aș spune, deoarece suntem influențați de două regiuni, adică nu regiuni dar țări, de țări, vecini care au avut o acoperire vaccinală mult mai joasă. De exemplu, România s-a confruntat cu unele probleme de ezitare la vaccinare foarte serioase și Ucraina. Până la Covid vorbim de perioada până, până la Covid, da, da, vorbim despre programul național de imunizări, cele vaccinuri care se administrează copiilor. Și dacă Republica Moldova în 2007 avea în jur de 95% pentru toate vaccinurile, acum avem, spre exemplu, practic la 90%, sub 90%, 89%, 90% și asta este o problemă mare, deoarece 10% rămân neprotejați și prezintă risc pentru, pentru colectivități. Deoarece se fac găpuri sau lacune în care virusul sau bacteria poate pătrunde în dependență de maladie. Și nu de doamne, deci o, un caz de difterie care se va mulți exponențial sau, mă, sau să avem o epidemie de difterie care are o letalitate foarte înaltă și există acest risc Noi deja de un an jumătate vorbim despre riscul unei epidemii de difterie Deja rujevolă, de desigur că noi, după ce nu am avut foarte multe cazuri de rujeul, iarăși ne-am întors la el. Dar, în fine, dumneavoastră vorbim despre ezitare și acest fenomen. Da, ok, deci Moldova produs, e undeva la mijloc. Am înțeles. S -a, s -a, da, s-a produs uh, foarte rapid, din 2010 încoace, odată crescând accesul la uh, sursele de informare în care țele de socializare. Uh, doi, uh, s-au intensificat și cele pe motiv religioase. Deci, practic, am încercat să ridicăm vocile lucrătorilor medicali la un alt nivel, adică o comunicare cât mai interpersonală, iar spune, cu fiecare persoană, dar totuși nu înregistrăm careva mari succese în atingerea celui practic, de 95% care trebuie să fie cu acoperire vaccinală. Și nu este doar pentru Republica Moldova, dar pentru majoritatea țărilor lumii se atestă această descreșterea mm. acoperirii vaccinale. Și credeți că unul și... din motive este social media și ușurința cu care noi putem să dăm pe Google da. o, o căutare? Da, primul, pentru că nu cunoaștem sursele care sunt demne de încredere. Fiecare se dă ca specialist acum. În general, în ultima vreme, avem foarte multe experți în sănătate publică. Păi, dar e tare greu, e tare greu de stăpânit această poftă. Mai ales că tu știi, că tu poți să vezi un text negru pe alb scris pe un site și același text negru pe alb scris pe alt site, nu te întreb cine a făcut acest site, de când e el, e, e tare greu să păzești oamenii de la acest pericol. Și eu... dacă mai ai un titlu interesat, care interesant, care te atrage, sigur, eu am observat mulți de la mine, din, din prieteni, făceau distribuire doar la titluri. Deci nici nu da. vreau în acestui acestei știri. După aia le scrieai în chat sau le scrieai în comentarii îmi cer scuze, nu, nu, ceva nu aici nu a mers bine. Când, când confrunți direct, bineînțeles că lucrează, dar asta e un efort prea mare să mergi personal. Eu, eu, am văzut, după cazul, eu cred că un caz destul de mediatizat a fost decesele, decesurile, decesele înregistrate în Norvegia după vaccinare, pentru cei în vârstă. Și eu, eu am o chestie, eu, încerc să ilustrez după asta, după emisie, dacă mai găsesc link exact, că am citit mai multe surse de încredere și unul din specialiști de acolo spunea că Uite, n-ar trebui să corelăm exact um, morțile acestor oameni cu o sănătate deja destul de slabă, cu, cu, cu o sănătate destul de fragilă sau cum numea e feeble State sau ceva de genul în engleză era formulat, cu o sănătate destul de e, slabă, și cu efectele provocate de vaccin. Pentru Persoanele că... acestea erau la îngrijiri paliative. Uh, și practic 50 s-au înregistrat doar la persoane mai mari de 80 de ani. Dar -au de ce registrat? le s-au mai dat vaccin? Și uh, cel mai interesant că au fost persoane cu vârste mai mari de 90 de ani, adică au fost și de 92, 93 de ani, care erau la îngrijiri paliative. Cred că persoanele înțeleg ce asta. Deci sunt persoanele într-o stare extrem de... Oamenii sunt ajutați să moară cu demnitate asta ar fi o, o, o linie roșie am înțeles de da. ce le se mai dă, de ce se mai administrează vaccin anti -COVID? pentru că pentru a diminua deci riscurile de deces de COVID-19 în... desigur acum deja există o recomandare strictă în, în evaluarea riscului a persoanelor care se află într o stare de sănătate precar pentru acordarea vaccinului deci nu este o contraindicație, dar este o evaluare a riscului și fiecare lucrător medical trebuie să o facă conștiincios. Păi vedeți, foarte puțin au stat și s-au interesat și au căutat de ce înseamnă îngrijire paliativă, de în ce stare erau acei oameni, de ce spun și ce explicații au experții, ce, să, ce concluzii trage o iasă după asta. Pentru că vrei, nu vrei, în pandemie soluțiile se iau pas cu pas. Da, și, spre da. exemplu, mi-a transmis un un coleg, un caz, precum o persoană a decedat în urma unui AVC, uh -huh. adică accident vascular, vascular cerebral. cerebral, după o săptămână de la vaccinare. Ok. Și eu i-am spus simplu, deci noi avem 200 de milioane de doze administrate. Care credeți că ar fi rata de accidente vasculare cerebrale în 200 de milioane de persoane când tu vaccinezi persoanele cu vârste mai mari de 60 de ani și cu comorbidități? Și prioritar pe cele cu maladii cardiovasculare. Spre exemplu, dacă persoana a avut un AVC și va avea un AVC, care este o probabilitate matematică. Deci, nu trebuie să dezinformăm persoanele. Dar în, cum în, se întâmplă în, în, în Moldova la capitolul vaccinare? Sau cum se va întâmpla când să sperăm că vom avea capacități mai mari de vaccinare? De exemplu, în cazul femeilor gravide, în cazul persoanelor cu comor comorbidități sau poate complicații genetice. Cât de mult? o, oficialii sau statul sau ministerul sau medicul de familie va avea grijă să se informeze despre omul care urmează să vaccineze? Și care sunt riscurile? Haideți să luăm pe rând, de exemplu. Iată, femeile... Deci, cum am spus, există Comisia aceasta Națională de Experți în Imunizare care dau recomandările bazându-se pe recomandările Comisiei Globale a Experților din domeniul imunizării. Și atunci noi, vedim, noi venim cu recomandările doar le ajustăm pentru contextul țării, în baza studiilor efectuate. Și, de exemplu, pentru femeile care alăptează, dar prezintă, sunt din cei din grupurile de risc, ei, ei pot fi vaccin, persoanele, femeile pot fi vaccinate. Vorbim despre femeile gravide. Încă nu avem o recomandare națională referitor la femeile gravide, pentru că nu au fost incluse în studii okay. și nu au fost vaccinate la un număr astfel de mare. Pentru comorbidități, persoanele care au, uh, au maladii cardiovasculare cronice, renale, diabet zaharat, ele vor fi incluse pentru vaccinare. Dar uh, foarte uh, concret este a exclude faza acută a bolii. Adică atunci când noi avem uh, careva uh, afecțiuni acute la moment, mai bine lăsăm o săptămână, două, până persoana își revine okay. din sănătate și poate fi vaccinat. Da, în cazul bolilor cronice, cu diabetul, da este să okay necă... pentru a fi vaccinat. Ok, pentru că eu mă întrebam, e o întrebare personală, maică mea, cu diabet, eu știu că ea anul trecut a trecut printr-o febră, nu mai știu, era COVID, nu era COVID, că atunci, mă ating, era început de ianuarie, uh, poate că nici nu se cunoștea. Știu că a trecut destul de greu prin, prin acea boală, tuse, febră, complicații și așa mai departe. Uh, cu de-abia fiind, acum e mai bine N-a înhățat COVID-ul în parcursul anului Îți stare bucuros și încântat pentru asta Sper să continue să se protejeze în același ritm și cu aceeași eficacitate Dar atunci când o să vină momentul să-i spun Mama, uite, ai șansa să te vaccinezi Poți să mergi acolo la medicul de familie, poți să te înregistrezi, poți să stai în rând O să vină la tine vaccinul Câte certitudini eu să am, dacă o să fie doar AstraZeneca despre care încă sunt puține studii pentru cei, există doar recomandarea, cum a spus, cu OMS, da pentru cei trecuți de 65 nu, de ani. Sunt, sunt deja toate recomandările, nu trebuie să ne punem careva întrebări acum despre eficiența acestui vaccin sau uh, alte aspecte. Deja sunt studiate pentru că am spus că sunt milioane de doze administrate. Ce ține de personal de, de, de acest exemplu, uh, vă încurajez și vă dau toată speranța și certitudinea și puteți să apelați întotdeauna și la sfatul. Primul a, cuvânt a, a fost speranța, totuși. Da, <laughs> pentru a avea accesul la vaccin, da. odată ce va fi accesul la vaccin, deci îndată trebuie persoana dată vaccinată, deoarece mama prezintă a, este în grupul de risc și menționez o, o simplă proporție, a, deci 30% din persoanele decedate în Republica Moldova au avut diabet zahărat. Mm -hmm. De deci ce ele sunt una din grupurile ținte prioritare pentru a fi vaccinate? Uh, noi discutăm despre succesul cu care comunitatea științifică, oamenii de știință au elaborat uh, vaccinurile anticovid, uh, dar există un element important. L-am discutat și cu un bun prieten care lucrează aici cadrul medical. Uh, s-au omis, sau bun, din, din grabă, din efortul pentru a diminua din efectele pandemiei, s-au omis o etapă foarte interesantă, etapa studiilor pe termen lung a efectelor adverse la vaccin. Nu avem în cadrul nici vaccin nu avem informații despre asta. La ce putem să ne așteptăm? Apropo de efectele pe termen lung. Iată, am înțeles că sunt efecte care uh, unii medici chiar nu le numesc adverse, dar pur și simplu efecte la care trebuie să te aștepți. O febră, durere musculară... Să noi vorbim acum după. despre evenimentele adverse post-imunizări, care pot apărea în mod normal și ar trebui să apară pentru persoana care este vaccinată. Atunci, adică, o temperatură ridicată. Atunci, ele nu ștept. sunt efecte adverse, ele sunt efecte. Ele nu, la care ele te ștept, sunt, sau, sau... Da, noi, noi le numim evenimente, deci nu reacții adverse, dar le numim evenimente adverse post okay. Pentru că au o frecvență crescută. Acesta este febra. nu ne îngrijorăm, 38, 38,5. Desigur, monitorizăm starea de sănătate. Dacă ne îngrijorează, apelăm medicul de familie sau medicul specialist. Doi, oboseala pronunțată este caracteristică sau frământarea de corp, cum noi spunem, mialgie, artralgie, adică durerile de mușchi, durerile de articulații, sunt ceva care trebuie să ne așteptăm la el. Deci nu ne va pune în gardă atunci când vom fi, parcă tot corpul va fi format. Dumneavoastră ați fost vaccinat deja? Eu aștept să o fac public, deoarece sunt din categoria Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Încă nu va veni rândul. Nu ne-a venit rândul. Ne -a venit rândul. Okay. Sunt cu mare nerăbdare și voi face, desigur, public, de rând cu colegii. Și acum, despre efectele pe termen lung. Toată lumea se întreabă despre asta. Noi vrem să cunoaștem ce o să fie peste patru ani cu cel sau cu cea vaccinată, astăzi. Noi nu cunoaștem da. asta. La ce am putea da. să ne așteptăm? conform sau judecând după studiile, după imunizările Judec care s-au mai făcut. Judecând după vaccinurile care deja au uh, fost produse anterior, spre exemplu, când a fost vaccinul împotriva difteriei sau arjevolei. La fel a fost pus în aplicare, neștiind, spre exemplu, toate evenimentele adverse pe termen lung. Okay. Toate vaccinurile care au fost puse în aplicare uh, respectând cele faze clinice inițiale și faza a 4 deci, cea de post-monitoring, adică după ce a fost pusă pe piață, au demonstrat că vaccinurile nu prezintă deci, evenimente adverse pe termen lung. Și acestea sunt practic excluse, doar ele vor fi monitorizate. Toate persoanele, deci, sunt monitorizate la aceste evenimente. Chiar dacă o facem global, adică pentru toată populația vaccinată, dar sunt și studii targetate care au o durată de 20, 30, 40 de ani și sunt cele mai interesante studii cele care au durat mai mult de 10, 20 de ani, pentru că poți monitoriza în termen lung și făcând uh, o compara studii despre va... vaccin studii din astea de termen lung despre vaccinare care se reflectă la infecții respiratorii da, noi putem vorbi despre rujiuola, putem vorbi despre vaccinurile gripale care au fost puse în, în aplicare, putem vorbi de oricare tip de vaccin și acestea au demonstrat că nu există careva legături între un eveniment advers pe termen lung și vaccin. Cauzalitatea acestuia. Pentru că ea trebuie să fie minuțios investigată pentru a afirma unele uh, uh, dovezi. Am înțeles. Uh repet, eu personal, approach-ul meu în continuare este unul destul de sceptic. Eu vreau să, să cunosc cât mai multe, vreau să aflu cât mai multe. Mă interesează să văd și comentariile și părerile celor care sunt poate prea conspiraționiști sau poate invocă antene 5G în această ordine de idei. De ce ar trebui să ne temem când vine vorba de vaccinul rusesc, Sputnik? Iată, noi am aflat știrea că Agenția Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale a omologat pfizer AstraZeneca și după asta într-un alt abzat citim că omologat și Sputnicul, care a venit la propunerea în unor instituții, dar de fapt noi aflăm de la domnul Ciocoi că a venit la propunerea unui agent privat care vrea să-l comercializeze în domeniul privat. Îți tare multe semne de întrebare. Țara din care vine Sputnicul, felul în care acest Sputnic la OMS încă nu a fost omologat, dar moldovenii deja l-acceptă. Dumneavoastră, din postura de specialist, ce puteți să ne spuneți? Menționez că vaccinul are eficacitate sau eficiență de 92% care a fost publicată deja. Sunt în așteptarea deci, ultimelor detalii care vor veni și din partea Agenției Europene a Medicamentului, dar și a OMS-ului. După cum ați văzut ieri chiar, mi se pare că deja unele puncte de producere pentru vaccinul produs din Institutul Gamalea pot fi și în Europa, adică în Italia, în colaborare. Este un vaccin eficient, deoarece au fost vaccinate mai multe persoane din diferite state. Uh -huh. ce, ce vreau să spun, că el este în lista de așteptare pentru a fi recalificat. Vaccinul este înregistrat foarte corect la Agenția Medicamentului. Noi, până la moment, deci nu avem nicio ofertă de donații sau de procurare a acestui vaccin la nivel național. Atât cred că pot spune. Pot spune că odată ce va apărea, desigur că va fi pus în utilizare și ne vom baza strict pe toate punctele care sunt deja sau care vin din, din statele care. Se vaccinează cu Sputnik V. Rămân în așteptare, doar asta pot spune. Nu sunt încă cumva deschis. Știți că zvonul, zvonul apropo de Sputnik în Moldova, e că vine cineva să-l comercializeze în domeniul privat și Am statul și va eu, ajunge după, să cumpere ca? de la un singur agent economic un singur tip de vaccin, pentru că noi nu avem până acum resurse sau acces la Pfizer sau Moderna sau celelalte vaccinuri ca să diversificăm sau să avem mai multe vaccinuri pe piață. Ce credeți despre asta? Uh, îmi, vine, îmi vine greu deoarece, desigur, este o șansă pentru persoanele, spre exemplu, care vor să se vaccineze, dar noi nu trebuie să uităm de etapele vaccinării, deoarece vaccinăm categoriile din grupurile sporite. Primele sunt lucrătorii medicali, comorbidități, 60+, plus okay. și tot așa. Deci asta e foarte important pentru a menține un, un, echilibru în tot ceea ce aici facem. A, și ce ține de sectorul privat, iarăși îmi vine greu să mai expun pentru că nu sunt informat referitor la toate detaliile cum va avea loc acest proces și îmi pare cumva greu de, 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 transpus cu tot procesul care are loc acum. Ok. Eu pe final aș vrea, știu că v-am furat mult din timp, dar dacă îmi mai permiteți, vreau o întrebare poate mai filozofică. Adesea când vorbim despre eficacitatea vaccinurilor în general, se dă exemplu strămoșilor noștri de secolul XVIII, 17, care trăiau până la un 35-40 de ani și atât ai fost dat. Ce să faci? Dacă vine boala peste tine, n-ai cum să te lecuiești. Și datorită evoluției sau dezvoltării noastre tehnologice, biomedicale, noi ajungem să trăim vieți mult mai lungi. Lungi? Mult mai lungi, exact. Întrebarea este de ce dumneavoastră credeți că este important oamenii să trăiască mai mult? Pentru că fiecare zi contează. Fiecare zi aduci ceva nou. Eu, spre exemplu, nu știu cum alte persoane, vreau să trăiesc mai mult pentru a face mult mai mult și vreau să-mi văd copii cu nepoții și tot așa. Dar un argument care întotdeauna mi-a plăcut să-l aduc în discuții vorbind cu o bătrânică, spune e, lăsați mă voi cu medicina voastră, că uite că eu am ajuns la 85 de ani și tot ok. Corect. Da, dar în același timp o altă bunicuță care nu știu unde a venit ideea a spus Da, Mărioară, adăți mi aminte, te rog, că ai îngropat toți frații și surorile încă când aveau 10-15 ani Și noi am ajuns la a fi dezvoltați a avea măsuri noi care pot fi produse într-un timp foarte scurt, spre exemplu cum a fost făcut vaccinul împotriva COVID-19 într-un an de zile, este un non-how în lumea producerii vaccinurilor și încă respectând toate fazele pompând resurse financiare. Când s-au mai pompat atâtea resurse financiare în sistemul de sănătate pentru a se dezvolta? Chiar și producând aceste teste la scară largă, producând medicamente și, la urmă, producând cel mai important vaccinul care previne. Deci, noi nici nu trebuie să ajungem la tratamente. Și vaccinul chiar salvează vieți și ne va ajuta să oprim pandemia. Și o putem face doar în colaborare cu fiecare care stă lângă noi sau care este chiar mai departe, prin acordarea unor surse demne de încredere de informații. Atunci când noi suntem sceptici, e bine să ne informăm, dar să ne informăm corect. Nu vă rog foarte mult, accesați paginile precum este ANSP, vaccinează.md, vaccinare.gov.md, pagina ANSP. Dar dacă cunoașteți limba engleză și limba rusă, puteți accesa și pagina OMS. Este deschisă, toate datele sunt publicate. Deci doar vă îndemn să ieșim cu toții din, din acest impas, pentru că chiar suntem acum, la moment, într-un impas. Eu am vrut să vă întreb de ce n-ați menționat site-ul antena.iura.5.g, dar îmi dau seama de ce. Și, dacă mai permiteți, eu știu că dumneavoastră în echipa sau în, în celula pe care îți, în care ați lucrat la NSP, faceați și pronosticuri. Iată acum, având o cifră poate de mică și probabil neînsemnată deocamdată de oameni vaccinați în Moldova, um, auzind o părere a unui medic pediatru săptămâna trecută, că pandemia s-ar putea termina în trei luni, care-i pronosticul dumneavoastră apropo de ce ne așteaptă în 2021? În 2021 ne va aștepta, deci, iarăși, cu multe cazuri, dacă vom menține același tempo, Pandemie nimeni nu cumva, o va alunga din țara noastră sau din alte state, se va face doar prin intermediul vaccinării. Chiar dacă o să ajungem la unele imunități colective care erau spuse anterior, noi trebuie să ne aducem aminte de infecțiile anterioare care nu dispăreau. Nici, nici într-un caz nu au dispărut dacă nu a fost pusă în aplicare vaccinarea. Și asta va fi singura deci, pârghie, ca forecast sau ca prognoză. Întotdeauna ne uităm după numărul de reproducție efectiv. Acesta, practic, la noi nu scade sub 1 pentru un termen foarte îndelungat. Aceasta înseamnă că o persoană va transmite la altă persoană. Mai mari de 1 întreg și 5 înseamnă că 10 persoane la 15 vor transmite. Și dacă avem 1000 de cazuri, asta ar însemna că vom avea 1500 într-o perioadă de incubație. Perioada de incubație, 5 zile. Calculele matematice sunt foarte simple și nu sunt deloc îmbucurătoare. Domnul Alexei Ceban, medic epidemiolog de la ANSP, a fost cu noi la această ediție a emisiunii Lumina. Vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră, vă doresc multă sănătate în continuare, succese în combaterea, în lupta cu efectele pandemiei și foarte mult vă îndemn să fiți cât mai vocali. Aici mă refer la comunitatea științifică, la medici, pentru că nu e un secret pentru nimeni că în 2020, mult mai vocali erau cei care se credeau o leac medici decât medicii propriu-ziși. Vă să faceți postări publice, să faceți profiluri active pe Facebook și pe alte rețele, ca să contrabalansați, dacă vreți, vocile care vă, vă dau năbădăi vă, vă bagă beță în roate atunci când încercați să faceți un, un lucru nobil, Să salvați vieți omenești, să promovați efectele faste. Există așa moment? Faste, efectele benefice ale vaccinării. Când e faste, știu că e rău. Mulțumesc încă o dată, Alexei Ceban. O seară liniștită. La revedere, mai bine. La revedere, mersi foarte mult. Dragi prieteni, am discutat cu Alexei Ceban, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut această ediție și dacă vă s-au născut întrebări, vă rog să mi le adresați mai jos în comentarii. Dacă se adună un set de întrebări, pertinente, bune, interesante, care ar genera încă o discuție, eu aș îndrăzni să-l să mai sun pe domnul Ceban sau poate pe alți specialiști de la NSP, de la Ministerul Sănătății. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc celor care susțin misiunea Lumina în fiecare lună pe patreon.com. Eu mă numesc Andrei Bolocan, vă doresc mult sănătate, aveți grijă de voi și poate, poate, totuși, a să avem încredere în ceea ce a spus domnul medic pediatru viitor politician și în 3 luni se termină pandemia. Eu așa vreau să cred.

Se îmbolnăvește, se îmbolnăvește, cetățenii, noi ar trebui să scăpăm. Trei luni? Pentru că noi avem foarte mulți care deja s-au îmbolnăvit. Mai apar acum reinfecțiile astea noi, da? Pentru că nivelul de anticorpi a scăzut. Nu tot fac în mod diferit anticorpii. Uh, și atunci poate să se reîmbolnăvească, dar eu cred că în trei luni noi ar trebui să, să, scăpăm de... Numai Când? dacă nu apare între timp o mutație și pe la noi pe Republica Moldova, adusul de undeva din, din Brazilia sau din uh, Marea Britanie și noi avem foarte mulți concetățeni de ai noștri plecați în Marea Britanie care lucrează, trăiesc acolo și periodic mai vin acasă. Și o să-mi... De Paști să-mi aducă o tulpină nouă,